Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire Hot News Live de la distanță. Sunt Clarice Dinu și în această după-amiază l-am invitat pe europarlamentarul PSD Victor Negrescu, fost ministru al afacerilor europene, cel care s-a ocupat de pregătirea președinției Consiliului Uniunii Europene din partea României și, nu în ultimul rând și foarte important pentru ceea ce va urma în următoarele câteva zeci de minute, membru în Comisia de Bugete a Parlamentului European. Bună ziua, domnule Negrescu! Bună ziua! Am spus că este foarte importantă această calitate a dumneavoastră de membru în Comisia de Bugete a Parlamentului European, pentru că și în această după-amiază vom discuta despre ce altceva decât despre bani. Avem o ofertă pe hârtie până acum din partea Comisiei Europene. Sunt 33 de miliarde de euro care ar trebui alocați României. Spun ar trebui pentru că am înțeles că urmează negocieri. Au început aceste negocieri, domnule Negrescu? Au început aceste negocieri. Deci, așa cum a spus și dumneavoastră foarte bine, România are pe hârtie alocați 33 de miliarde de euro în planul de revenire economică, dar avem de asemenea o sumă consistentă alocată în ceea ce ar trebui să fie viitorul buget european. Practic, pe hârtie, România are promiși aproximativ 80 de miliarde de euro, o sumă consistentă, similară oarecum cu sumele alocate până în prezent în actualul ciclu financiar multianual, iar suplimentar trebuie să spun că România are un potențial și mai mare, adică poate atinge 100 de miliarde de euro dacă vorbim inclusiv de banii care sunt disponibili inclusiv direct la Bruxelles. În contextul acesta încep negocierile, a existat o primă rundă la nivelul Consiliului European, chiar săptămâna trecută a existat o discuție. Din păcate, nu s-a ajuns la un consens. Sunt în continuare state care se opun modului în care au fost alocați acești bani, De se ce? opun De ce? formulelor. Cine se opune? Cine se opune? Haideți să le explicăm Practic, celor care ne urmăresc. avem patru state. Un grup denumit așa în engleză Frugal Four, mă refer aici la Austria, mă refer aici la Olanda, la Danemarca și la Suedia. Aceste patru state nu se opun unui plan de relansare, dar se opun planului propus. Practic nu-și doresc să existe granturi, subvenții pentru statele afectate, ci își doresc mai degrabă să existe împrumuturi, tocmai pentru a stimula respectivele state să depună eforturi suplimentare și reforme suplimentare. De asemenea, nu sunt de acord ca Uniunea Europeană, în speță Comisia Europeană, să se împrumute în numele statelor membre, pentru că nu consideră că este normal ca toată lumea să fie împovărată ca urmare a faptului că anumite state nu au gestionat economic foarte bine situația. Deci, în contextul acesta sunt argumentele lor. De aceea, dacă nu vom ști să negociem, ne putem aștepta ca aceste sume promise României să nu ajungă la acel nivel și de aceea eu am invitat diferiții parteneri implicați în proces să lucreze împreună. De fapt, mi-aș dori să lucrăm împreună în așa fel încât să obținem aceste sume de bani pentru România, pentru că țara noastră are nevoie ca de aer de aceste sume de bani, pentru că nu are capacitatea de finanțare în contextul actual. Ne-am îndatorat foarte mult în ultima perioadă, ne împrumutăm cu 1.000 de euro pe minut, ceea ce înseamnă foarte mult și, practic, avem nevoie de aceste resurse europene pentru a putea să depășim criza economică care ne așteaptă în perioada următoare. Ați spus că ați lansat o invitație, mai exact, ați lansat o invitație către cine și dacă ați primit vreun răspuns. Da, am lansat această invitație către Guvernul României, către președintele României, pentru că ei fac parte și sunt implicați în acest proces de negociere, dar în același timp au nevoie și de noi, ceilalți, care avem o capacitate de a influența lucrurile la Bruxelles. Sunt membru în Comisia pentru Bugete din Parlamentul European, sunt și alți colegi cu foarte multă expertiză în domeniul acesta al afacerilor europene, din mai multe partide politice. Ori eu cred că atunci când este vorba de atragerea acestor resurse europene, trebuie să ne depășim da, rolul de politicieni și să acționăm împreună. Și suplimentar trebuie să spun că trebuie să avem și un plan național de redresare economică, plan care trebuie să fie negociat cu Comisia Europeană. Ori și acest plan ar trebui să fie unul care a fost discutat înainte cu partidele parlamentare, pentru că nu ne permitem să mergem cu un plan în fața Comisiei Europene și eventual după 6 luni, după alegerile parlamentare, să schimbăm acest plan. Adică trebuie să fim foarte coerenți, pentru că orice pas greșit înseamnă să pierdem aceste resurse financiare. Și trebuie să spun că banii aceștia promiși, 33 de miliarde de euro, sunt bani care sunt limitați în timp. Adică nu ne putem juca cu ideea aceasta, îi accesăm, ba noi accesăm, ba începem ceva și nu terminăm. Adică ei sunt condiționați și limitați pentru o perioadă de timp, în așa fel încât, într-adevăr, să răspundă actualei crize. Deci, dacă nu ne mișcăm repede, vom pierde și aceste soluții financiare, cum trebuie să spun că am pierdut
facilități europene în ultima perioadă, facilități create de către Comisia Europeană încă de la începutul pandemiei. Haideți să le luăm pe rând, pentru că ați atins foarte multe din teme în această expunere a dumneavoastră. În primul rând, spuneți că trebuie să toată lumea să lucreze împreună. Această criză, da, ne-a prins, pe toată lumea a prins nepregătită, numai că la noi, în acest moment, este și o perioadă complicată politic, pentru că este o perioadă electorală. Credeți că aceste dispute interne, electorale, vor afecta acest lucru? Eu mi-aș dori să nu fim afectați de aceste dispute politice generate de contextul actual. Vreau să spun că și alte state europene sunt în prag de alegeri sau chiar au alegeri, dacă e să mă uit, de exemplu, la Franța, care are alegeri locale chiar în acest moment. În contextul acesta ar trebui să învățăm să fim un pic mai maturi. Adică apelul meu este un apel la responsabilitate și maturitate din partea întregii clase politice și, în mod special, din partea celor care decid. Adică vedem că acel plan național, de exemplu, a fost enunțat și lansat ca idee de foarte mult timp. L-am auzit și pe premierul Orban și președintele Klaus Iohannis spunea că până la finalul săptămânii trecute o să avem planul de redresare și nu l-am avut. Deci, clar că trebuie să facem lucrurile într-o altă manieră și mă uit, nu știu, la exemplu Danemarca, de exemplu, sau la țările nordice, dar și țări din regiune, mă refer aici la Slovacia, chiar și Polonia, și acolo au alegeri prezidențiale și atunci când este vorba de folosirea banilor europeni pentru redresarea economică, există un oarecare consens. Deci, atât, se pot face anumite lucruri și trebuie să învățăm din acest lucru, pentru că riscul este ca noi să așteptăm doar să se întâmple ceva. Chiar îl auzeam și trebuie să citez acest lucru. L-auzeam pe premierul Orban, spunea economia noastră depinde de economia celorlalte state europene. Este corect, dar nu putem să așteptăm să fim din nou ultimii. În 2008-2009, la precedenta criză economică, din nou am așteptat să-și revină ceilalți și a fost printre ultimii care ne-am revenit și acest lucru a costat foarte mult populația cu tăieri de salarii și scăderea nivelului de trai. Acum trebuie să fim în prim planul la agende europene, să accesăm acești bani și să fim printre primii care ne revenim. Pentru că altfel costurile vor fi foarte mari și eu mi-aș dori sincer să înțelegem că aceste costuri sunt mai importante decât mizele electorale mărunte, care sunt valabile, din păcate, pentru toate partidele politice. Nu mi-a spus dacă ați primit vreun răspuns la invitația. Din păcate, niciun răspuns. Niciun fel de contact, niciun fel de comunicare, deși trebuie să vă spun că în trecut, și când eram noi la guvernare, dar și când au fost alte partide la guvernare, a existat o comunicare permanentă cu europarlamentarii. Ori acum nu a existat pe acest subiect și eu cred că aici avem de pierdut. În contextul în care Parlamentul European va amenda probabil aceste proiecte, aceste propuneri ale Comisiei Europene și aprobate de Consiliul European, avem și noi punctele noastre de vedere și cred că fiecare cuvânt contează. Asta trebuie să înțelegem noi. În aceste regulamente, documente europene, un cuvânt poate schimba absolut orice. De exemplu, chiar recent am fost raportorul Parlamentului European pe un program european de finanțare destinat zonelor afectate de șomaj în contextul crizei economice și acolo am reușit să introduc un amendament, o frază prin care am lărgit rolul acestui program european și am făcut ca acest program european să poată fi folosit în contextul crizei economice generate de pandemie. Cu o frază am permis ca statele membre să poată accesa 150 de milioane de euro pentru a combate șomajul generat de COVID-19. Deci, trebuie să înțelegem că aceste lucruri pot fi făcute în Parlamentul European, pot fi făcute dacă negociem, dacă discutăm împreună și că un cuvânt poate schimba totul. Aici noi avem dificultăți, nu suntem atenți la aceste chestiuni, la aceste detalii fine. Și, sincer, m-am uitat la propunerea Comisiei și poate o să discutăm un pic și despre aceste elemente care pot dăuna României și pot să împiedice țara noastră să acceseze acești bani extrem de importanți, puși momentan pe hârtie, dar pe care încă nu-i avem. Care sunt aceste elemente care ar putea crea probleme țării noastre în accesarea acestor bani promiși deocamdată? În primul rând, să spunem că în propunerea Comisiei Europene va crește contribuția României de la 1%, de fapt 0,96% din PIB, până la aproximativ 2% din PIB. Deci, practic, ne dublăm contribuția și asta trebuie să notăm acest lucru, adică să fim capabili să ne plătim această contribuție la timp către partenerii europeni. Al doilea element este că banii, în mod special, marea majoritate a acestor sume sunt condiționate de raportul de țară, partea semestrului european și de recomandările specifice de țară.
Ultimul raport a fost negativ la adresa României și am văzut că autoritățile din România au criticat raportul Comisiei Europene și prognozele Comisiei Europene. Ori, dacă vrem să avem un dialog, e complicat să critici tocmai raportul care condiționează acești bani. Și, nu în ultimul rând, o parte semnificativă din acești bani sunt raportați la prioritățile europene. Mă refer aici la partea de digitalizare și la partea de Green Deal, de economie verde. Ori aici am mai primit bani de la începutul anului pentru zona aceasta de economie verde și nu i-am accesat și atunci trebuie să fim capabili să-i accesăm, adică să avem programe adecvate, pentru că altfel nu vom reuși într-adevăr să folosim aceste resurse într-o manieră consistentă și aceste oportunități vor trece pe lângă noi. Trebuie să spun că Uniunea Europeană se va împrumuta numele nostru, dar va implementa și impozite europene pentru a finanța acest ajutor. Și m-am uitat la resursele proprii. Eu susțin ideea aceasta că Uniunea Europeană să aibă resurse proprii, dar m-am uitat de asemenea la ce a propus Comisia Europeană. N-avem toate detaliile și sunt puțin îngrijorat. De exemplu, taxarea sectorului digital. Ori aici România excelează în acest domeniu, deci vom vedea companii care au investit în țară, care vor fi taxate suplimentar. Vom vedea dacă se vor retrage în România sau nu. De asemenea, există acolo un impozit pe zona de poluare. Și eu cred că poluatorii trebuie să plătească, dar de asemenea aici România stă foarte prost, pentru că nu am implementat proiectele europene tocmai pentru a ne pregăti pentru acest moment. Deci, adă elemente de detaliu, patru elemente, dar extrem de importante, care pot să genereze efecte adverse și la finalul zilei noi primim 33 de miliarde pe hârtie, dar vom da înapoi mai mult și atunci vom avea grave probleme în a explica cetățenilor ce am făcut cu acești bani și de ce nu am reușit să câștigăm ceea ce trebuie să câștigăm în acest moment. Dacă ar fi să ne referim doar la raportul de țară pe care dumneavoastră l-ați menționat puțin mai devreme, România considerați că pornește în aceste negocieri cu un handicap, să-i spunem așa, având în vedere că acele concluzii din raportul de țară nu sunt tocmai favorabile, adică au fost în ultimii ani, cel puțin, au fost întotdeauna critici, de exemplu, în ceea ce privește respectarea statului de drept în România și s-a propus o condiționare de acest lucru, de îndeplinirea acestor standarde ale statului de drept pentru accesarea banilor europeni. Da, în semestrul european, în raportul de țară, avem un capitol specific pe justiție, care preia din recomandările MCV, dar preia și alte puncte, pentru că Uniunea Europeană în prezent dezvoltă noi instrumente pentru a monitoriza toate statele membre în ceea ce înseamnă respectarea statului de drept și principiilor europene în materie de justiție. Și din nou m-am uitat la acest capitol și am văzut că, din nou, ultimul raport nu este tocmai favorabil, pentru că acolo erau câteva recomandări foarte clare privind modul transparent în care se fac numirile în domeniul acesta și alte chestiuni la care România nu a oferit un răspuns. Acum, evident, banii sunt raportați inclusiv la aceste condiționalități în domeniul justiției și trebuie să depunem eforturi substanțiale, pentru că dacă nu, evident, nu vor veni banii. Îi avem acolo pe hârtie, adică nu îi pierdem, dar vor rămâne undeva într-un cont european și nu vor veni la noi dacă nu facem reformele solicitate de partenerii europeni. România nu este însă singura țară care are astfel de probleme, adică mai sunt, haideți să ne referim doar la vecinii noștri din Ungaria, care și acolo sunt niște probleme destul de consistente în ceea ce privește statul de drept. Credeți că o asemenea condiționare va trece de Consiliul European? Dacă se include ideea aceasta condiționalității în raport cu semestrul european, automat trece. Da, sunt și țări din est și țări din vest care au dificultăți, dacă e să mă uit pe ultimul raport, chiar foarte critic vis-a-vis de anumite state foarte mari din Uniunea Europeană. Dar, evident, asta face parte din negocieri. În Consiliul European trebuie să avem un consens, trebuie să avem unanimitate. Deci, practic, fiecare stat va veni și își va impune voința. Ultima oară România a venit cu ideea aceea de N plus 3 pentru viitorul buget european. Ori acum se pare că nu mai putem să mai implementăm N plus 3, adică practic ciclul financiar plus 3 ani prelungire. Vom merge doar la N plus 2, adică ciclul financiar plus 2 ani de prelungire, dar trebuie să venim și cu noi solicitări. Ori eu nu știu care sunt aceste solicitări pe care România dorește să le obțină în aceste negocieri. Adică ce ne propune din aceste negocieri?
Am văzut comunicatul de presă după ultimul Consiliu European și nu știu cine l-a redactat pentru președintele Iohannis, dar să știți că cred că a fost unul dintre cele mai proaste comunicate de presă lansate vreodată pe teme europene, pentru că scrie acolo: ambiția României este să încerce să prindă din urmă media europeană. Ori, ok, trebuie să fim realiști, sunt de acord, dar suntem al șaselea stat ca pondere Uniunea Europeană, primim a șasea alocare financiară și poate trebuie să ne propunem un pic mai mult, adică totuși să încercăm să prindem media europeană, e un pic cam așa, ceva generalist și fără niciun fel de demers coerent. Ori aici, eu cred că România are nevoie de un nou moment znago, adică un moment în care să stabilim ce ne propunem ca țară, ca și rol în Uniunea Europeană, ce vrem noi să facem pe mai departe. Am ratat acest moment, să spun, cu ocazia președinției României la Consiliul European. Mi-aș fi dorit mai mult de la acel moment. Sper ca acum, într-adevăr, să reușim să facem aceste lucruri, pentru că altfel vom fi așa. Un partener acolo neglijabil, eventual să mai sună din când în când un lider european, sună liderul din România, președintele României, stabilesc ei ceva și merg mai departe. Ori nu cred că așa putem să avansăm, ori în contextul actual, cred că putem profita în a ne crește profilul, crește influența, dacă vom juca cărțile care trebuie și vom avea o strategie de negociere adecvată în raport cu acest viitor buget european. Dumneavoastră de la Bruxelles, pentru că faceați referire la acea pace de la Snagov, ținem minte când toate partidele au dat mâna pentru obiectivele pe care România le avea la acel moment, nu integrarea în NATO. Acum, de la Bruxelles, cum se vede? Credeți că va fi o pace, o nouă pace de la Snagov, de la Cotroceni, de unde vreți dumneavoastră să fie? Pentru că, până la urmă, și dumneavoastră faceți parte dintr-un partid acum, în opoziție formal, într-un an electoral. Se poate face această pace? Poți să faci oricând. Din nou, mă uit la colegii finlandezi. Acolo se luptă foarte puternic în timpul campaniei și ulterior formează o coaliție în interesul Finlandei și sunt și alte exemple de acest fel. Dreapta cu stânga în Germania și au avut câteva măsuri extrem de eficiente, inclusiv pentru relansarea proiectului european. Deci sunt mai multe exemple pozitive. Ori, din păcate, trebuie să fiu de asemenea din nou extrem de realist și să recunosc că România nu văd premisele unui astfel de demers. Vă dau un exemplu. Chiar recent în Parlamentul European am aprobat o rezoluție privind lucrătorii sezonieri. Și noi, cei de la Partidul Social Democrat, am depus un amendament. Mai multe, de fapt, unul care chiar e foarte important și în amendamentul respectiv spune așa: prioritate în tot ce înseamnă, mă scuzați pentru deconectarea, prioritate pentru tot ce înseamnă partea aceasta de lucrători sezonieri va fi oferită situației sociale a acestor lucrători sezonieri, mai mult poate decât partea aceasta de piață internă. Adică prioritizăm viața, protecția sănătății oamenilor și așa mai departe. Și în sensul acesta am redactat un amendament și europarlamentarii de dreapta români au votat împotriva acelui amendament care era extrem de, nu știu, neutru, dar extrem de important în ceea ce însemna modul în care ne raportăm la cetățeni în contextul acesta lucrătorilor sezonieri. Deci dacă nu reușim pe subiecte de genul acesta să încercăm să lucrăm împreună, da, am temeri că nu vom reuși, dar eu sunt insistent, să știți. Adică eu cred că poate la un moment dat ne vom trezi și vom realiza că în context european și internațional trebuie să fim uniți, mai ales în contextul actual. Cât vor dura aceste negocieri? Pentru că vorbim de niște bani care ar trebui să vină începând de anul viitor. Aceste negocieri ar trebui să se finalizeze. Deja suntem în întârziere. Ne așteptăm ca în iulie, finalul lunii iulie, să existe un nou Consiliu European și acolo să avem concluziile care vor conduce la noi documente ce urmează a fi discutate, negociate în raport cu Parlamentul European. Practic, în toamna acestui an o să avem lucrurile destul de clar fixate, dar există posibilitatea sau probabilitatea ca următorul buget european să nu înceapă la timp. Și asta, practic, va conduce la pierderea unor sume de bani și la începerea noului program cu întârzieri care pot să ne coste foarte mult. De aceea, în Parlamentul European am aprobat un document prin care solicităm Comisiei Europene să folosească, începând cu viitorul buget european, începând cu 2021, începând cu 1 ianuarie, schemele de finanțare anterioare, până când noile programe de finanțare vor fi autorizate și aprobate. E un lucru extrem de important pe care am reușit să-l obținem
inclusiv în Comisia pentru Bugete. Eu sper ca executivul european să respecte lucrul acesta și sper ca autoritățile în România să fie pregătite. În sensul acesta, practic, noi ar trebui să începem să ne gândim la viitoarele programe europene. Au fost la un moment dat realizate în anii trecuți o serie de formule pentru aceste programe. Acum văd că actuala guvernare le schimbă din nou, ceea ce din nou mi se pare un pic straniu. Nu e o problemă, dar trebuie să le schimbe foarte repede, adică să se autorizeze repede aceste mecanisme și să fie pregătiți ca de îndată ce noi aprobăm lucrurile la nivel european, ei să-și facă lucrurile care trebuie să fie făcute la nivel național, pentru că data trecută au fost întârzieri majore de aproape 2 ani, 2 ani și jumătate și acest lucru ne-a costat foarte mult în a avea un grad de accesare a banilor europene așa cum ar fi trebuit. Am avut probleme mari de accesare a fondurilor europene și vreau să vă întreb, acești bani promiși de Comisia Europeană, câți vor fi ei până la urmă? Către ce ar trebui să se îndrepte? Exact. Acești bani trebuie să meargă într-o manieră consistentă, în opinia mea, către proiecte și programe strategice. Adică avem nevoie să facem lucruri importante, consistente, cu impact. Și pentru asta, în loc să inițiem, nu știu, sute de apeluri, personal aș recomanda să avem apeluri foarte țintite, cu o rată de finanțare din bani europeni cât mai mare. Pentru că asta se va schimba în viitorul ciclu financiar, dacă noi nu facem ce trebuie să facem. Există riscul ca finanțarea europeană să acopere doar 5% din proiecte, de exemplu, sau 40% din proiecte. România și actorii beneficiari din România nu își permit să cofinanțeze proiecte de o asemenea amplitudine, nu își permit să vină cu 40%, cu 50%, cu 60% la aceste proiecte. Și atunci noi ar trebui să reorganizăm instrumentele noastre și să avem câteva chestiuni cu foarte mare impact. Pe zona de infrastructură, aici am avut mari probleme pe marile proiecte și aici Uniunea Europeană astăzi a flexibilitat procesul și ar trebui să facem lucrurile mult mai repede. Infrastructură mă refer nu doar rutieră, mă refer și pe partea de sănătate și partea medică de educație, practic tot ce înseamnă lucrurile pe care noi le folosim în comun. Cred că trebuie să investim foarte mult în zona de digitalizare, informatizare și acest lucru înseamnă ca viața noastră de zi cu zi să fie mai ușoară, dar și ca în final companiile să se digitalizeze, să folosească aceste instrumente în avantajul lor. Acest lucru cred că este esențial. Și al treilea element e zona de agricultură, care necesită finanțări suplimentare pentru a fi mai competitivi, să creștem productivitatea în acest domeniu și, într-adevăr, să producem și produsele pe care le găsim pe rafturile magazinelor, pentru că nu ne permitem doar materia primă să o realizăm. Deci astea ar fi trei direcții care cred că ar putea să fie luate în considerare, evident, fără să ignorăm și celelalte zone care au nevoie de sprijinul nostru. Mă refer aici la cercetare, mă refer aici la partea de economie verde, mă refer aici la partea de turism. Adică sunt multe zone care pot fi țintite, dar modul în care le concepem este esențial și pentru asta eu pledez pentru o finanțare cât mai largă a proiectelor europene din banii europeni. Domnule Negrescu, o să vă adresez acum niște întrebări primite de la cititorii hotnews.ro. Una dintre ele se referă la acea condiționalitate pe care o menționam mai devreme, respectiv de statul de drept, și vă întreabă Lili, europarlamentarii PSD ce pot face când există astfel de condiționări? Responsabilitatea la acest capitol este la PSD ALDE, evident. Veți putea face ceva? Contează cum vine propunerea negociată în Consiliul European. Dacă acolo se va ajunge la unanimitate privind această condiționalitate, va fi foarte complicat să o ridicăm noi în Parlamentul European. Însă ce putem să facem este cu siguranță ca acest instrument să fie unul foarte transparent și obiectiv. Pentru că acest lucru este esențial. Să nu se întâmple cum s-a întâmplat, de exemplu, cu aderarea României la spațiul Schengen. Respectăm criteriile, dar nu intrăm în spațiul Schengen. Adică aici, cu siguranță, o să fim foarte atenți pentru ca orice fel de condiționalitate să fie extrem de clară și mai ales ca aceste condiționalități și acest lucru e prevăzut în orice instrument european să fie rezultatul unui dialog între partea română și partea europeană pentru ca să ajungem la o serie de indicator pe care putem să-i urmărim împreună, adică nu chestiuni care se tot schimbă pe parcursul jocului. Asta cu siguranță putem să obținem și cel puțin noi, europarlamentarii din Partidul Social Democrat, o să milităm pentru acest plus de transparență în orice instrument instaurat la nivel european. O altă întrebare de la un alt cititor Hot News este ce se întâmplă dacă frugalii nu vor să dea înapoi în fața ideilor franco-germane susținute în masă de restul membrilor? Din păcate, nu se va întâmpla nimic. Practic, o să avem un blocaj.
nu o să avem un viitor buget european, ci nu o să avem un plan de redresare economică. Evident, aceste state au solicitările lor. De exemplu, în momentul de față beneficiază de o deducere de la plata contribuției lor la bugetul european și vor să o mențină. În propunerea inițială nu exista această posibilitate să aibă această reducere. Probabil că vor cere acest lucru. Deci sunt instrumente de negociere, cu siguranță vor juca foarte puternic, e nevoie de consens și eu sper ca la finalul lunii iulie să avem un compromis, pentru că dacă, nu știu, economia Italiei se prăbușește, și economia Austriei va avea de suferit și economia României va avea de suferit. Adică depinde unii de ceilalți. Apelul meu către aceștia a fost într-adevăr să fie mai disponibil în a găsi un consens. Temerea mea mare fiind că vor ajunge la un consens, dar aceasta nu va arăta bine pentru România, mai ales dacă nu ne poziționăm în mod corespunzător. Ori acum, cum am spus și mai devreme, cu riscul de a tot repeta. Eu nu știu cu cine suntem în echipă. Adică, de exemplu, a fost Franța și Germania. Au venit cu o propunere comună. Autoritățile din România n-au avut niciun răspuns public, niciun comunicat de presă din partea autorităților române că spunând susținem punctele astea, acestea nu le susținem. Am văzut, în schimb, răspunsuri similare venite din partea Greciei sau, din nou, din partea Bulgariei au existat răspunsuri. Adică nu ne-am poziționat în niciun fel. Ori eu nu înțeleg chestiunea asta, nu ne poziționăm cu nimeni și așteptăm să ne vină toate beneficiile. Acest lucru nu se poate. Am mai încercat-o în trecut, este o strategie care duce la eșec și eu sper să ne revenim și să ne afirmăm poziția foarte clară în plan european. Chiar dacă am mai vorbit, aș vrea pe scurt să răspundem unei alte întrebări a cititorilor. De unde se vor lua banii? Ca să înțeleagă lumea exact. De unde se vor lua banii? Banii, în primul rând, se vor lua de la statele membre. Va crește contribuția de la 1 până la 2%. Practic, din cele 33 de miliarde de euro, România ar trebui să returneze aproximativ 12 miliarde de euro pe parcursul la 7 ani. Deci este bine, practic, din punctul ăsta de vedere, dacă e să ne uităm puțin la raporturi și la dobânda care revine ca urmare a acestor sume care vin către țara noastră. Suplimentar, Uniunea Europeană se va împrumuta în comun și acest lucru, evident, va permite Uniunii Europene să plătească aceste sume. Din nou, acele sume urmează să fie rambursate din bugetul comun european. Din nou, peste 7 ani ar urma să înceapă acele plăți să fie date înapoi. Și nu în ultimul rând, Uniunea Europeană va instaura cel mai probabil aceste taxe europene pe diferite componente, partea digitalizare, partea de economie verde, adică de poluare. Sunt niște chestiuni gândite, propuse deja spre discuție și, practic, acestea ar trebui să conducă la finanțarea acestui program european. Deci banii aceștia nu sunt gratis. Din nou, auzeam europarlamentari, colegi de-ai mei, mai ales pe zona de dreapta, Uniunea Europeană ne dă 33 de miliarde de euro. Și eu sunt foarte încântat de această formulă matematică care a dus la 33 de miliarde de euro. Adică n-am făcut nimic pentru a primi pe hârtie 33 de miliarde de euro. Dar haideți să ne uităm puțin și la aceste detalii, să fim foarte atenți, foarte prudenți și un pic mai profesioniști în modul în care abordăm temele europene, în așa fel încât calculul final să dea cu plus în dreptul României. Dincolo de discuțiile pe bani, hai să le spunem așa, care vor urma în următoarea perioadă, este și altceva în spate? Este doar un pretext pentru o reconfigurare a raporturilor de forță în Uniunea Europeană? Nu știu dacă putem să vorbim de o reconfigurare. Eu am fost chiar mai dur de atât. Uniunea Europeană trebuie să găsească o soluție. Pentru că, sincer, dacă nu vom găsi o soluție, acest proiect european va fi din ce în ce mai contestat. Practic, planul european de redresare economică și viitorul buget european sunt, în opinia mea, soluția pentru salvarea Uniunii Europene. Și o spun cât se poate de asumat lucrul acesta. Pentru că dacă nu vom da dovadă de solidaritate, dacă nu vom arăta că instrumentele europene funcționează, dacă nu vom găsi soluțiile pentru a ne reveni din punct de vedere economic, oamenii nu vor mai vedea sensul unui astfel de proiect și euroscepticii, naționaliștii, cei care critică proiectul, vor fi și mai vocali în perioada următoare. Ori eu nu-mi doresc lucrul acesta. Adică eu îmi doresc ca acest proiect să meargă înainte, de aceea personal susțin ca în paralel cu acest proces să lansăm ceea ce a promis actuala Comisie Europeană față de Parlamentul European. Mă refer aici la lansarea dezbaterilor privind viitorul Europei și poate, de ce nu,
chiar o schimbare a tratatelor europene pentru a include acolo noi competențe europene, de exemplu în domeniul sănătății și în domeniul educației. Noi spunem, Uniunea Europeană n-a făcut suficient în domeniul sănătății, ori puțin știu că Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul sănătății, tot pentru că anumite state un pic mai sceptice nu și-au dorit lucrul acesta. Ori acum vedem că avem nevoie de Uniunea Europeană, avem nevoie de un răspuns comun. Și dau un exemplu simplu. Ca să găsim vaccinul. Se pare că niciun stat nu este capabil singur să facă lucrul acesta și am pus fondurile în comun și eu cred că Uniunea Europeană va fi prima zonă din lume care va găsi un vaccin, tocmai pentru că lucrăm împreună. Ori acest lucru s-a făcut ca urmare a unor negocieri, deși dacă era de competență europeană, dacă era scris în tratat, ne puteam mișca mult mai repede. Ori asta îmi doresc în perioada următoare, să gândim mai ambițios acest proiect pentru a nu-l pierde. Domnule Negrescu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această discuție de la distanță. Vă aștept în studioul Hot News să discutăm și când vor fi negocierile finalizate și să tragem atunci niște concluzii, dacă a câștigat, dacă a pierdut România, dacă putea face mai mult. Să sperăm că vom avea vești bune de la Bruxelles. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și eu cred că trebuie să fim prezenți și trebuie să fim atenți la toate aceste detalii și vă felicit pentru faptul că discutați teme europene, pentru că acestea ne privesc pe toți, fie că vorbim de aceste sume colosale, dar mai ales atunci când vorbim de impactul Uniunii Europene asupra vieții noastre de zi cu zi și răspund cu drag de fiecare dată pozitiv invitațiilor dumneavoastră. Mulțumesc din nou și evident rămânem în contact de la distanță în momentul de față. La revedere!